Salutări! Alături de mine o am astăzi pe Rebecca Vidoni, care este Front of House Manager și Event Coordinator la Innovation Labs Timișoara. Salutări! Salut! Innovation Labs a ajuns la cea de-a noua ediție, dacă nu mă înșel, și se desfășoară în mai multe orașe din România. Spune-ne, te rog, mai multe detalii despre ce faceți voi acolo, în ce orașe se mai desfășoară. Desigur! Innovation Labs a început în anul 2013, în București. Între timp, a ajuns în Cluj, Iași, Sibiu și în Timișoara. În Timișoara este prezent de 4 ani, acesta este al 5-lea an și suntem mândri de acest proiect. Are un impact foarte pozitiv asupra comunității și ecosistemului de startup-uri local și național. Spune-ne cum ați reușit să dezvoltați proiectul în acești 4 ani, cum ai văzut evoluția lui? Noi am preluat echipa actuală, se ocupă de program de-abia de anul acesta, dar echipa de dinainte care s-a ocupat de program a crescut foarte frumos, în opinia mea. A luat programul și l-a dezvoltat de la zero, a intrat în legătură cu universitățile și a ajuns la studenți care aveau nevoie de această oportunitate. Cumva programul acesta este gândit ca să vină în completarea cunoștințelor pe care le dobândesc studenții în cadrul facultăților. Iar acest program vine cu partea aceea practică în care se pot aplica acele cunoștințe. Deci cumva este un plus pentru universitățile din oraș. Vine cu această parte practică și cu informații suplimentare sau cu locul în care studenții pot să-și aplice informațiile, dar în ce domenii mai exact? Desigur, sunt mai multe arii în care se pot dezvolta idei, de exemplu fintech, healthcare, smart cities, mobility. Singura condiție de participare, să spun așa, este ca ideile respective să aibă o componentă tehnică. Și de ce avem această condiție? Din cauza scalabilității, din cauza faptului că este mult mai ușor să folosești o idee care are, de exemplu, o platformă sau o aplicație, mult mai ușor de folosit de oricine, de mai multă lume decât în mod normal ar putea să fie folosit un produs fizic, de exemplu. Desigur, costurile sunt mai mici, investiția poate să fie mai mică și se poate ajunge în mai multe locuri decât cu un produs fizic. O să aveți un eveniment, se numește Idea Jam. Ce presupune mai exact acest eveniment? Evenimentul acesta este ca un fel de repetiție pentru hackathonul din martie. Constă în prezentarea unei idei, apoi se primește feedback pe acea idee, ne luăm câteva minute în care să discutăm cum să punem împreună un pitch, adică o prezentare a unei idei de afaceri, ce puncte trebuie să atingem, cum trebuie să-l livrăm ca acea prezentare să aibă efectul pe care ne-l dorim. Deci, în cadrul acelui așa eveniment se va întâmpla prima rundă de pitching în care fiecare persoană care are o idee de afacere vine și o prezintă așa cum o consideră ea, după care se primește acest feedback, se și ia puțin timp ca să se lucreze pe acel feedback, să se incorporeze în prezentarea inițială, iar apoi se mai prezintă încă o dată. Vom avea un juriu care va nota acele idei în funcție de niște criterii pe care participanții le vor ști anterior. Iar la final, desigur, vom avea niște premii ca să-i recompensăm pe cei mai curajoși dintre participanți. Cine poate participa și cum pot să se înscrie?
Oricine poate participa. Se pot înscrie pe pagina de Facebook a evenimentului. Îl găsiți evenimentul acesta pe pagina Cohort Timișoara, pe paginile universităților, pe paginile asociațiilor și ligilor studențești din Timișoara. Chiar puteți să ajungeți destul de ușor la el. Ne puteți și scrie dacă aveți nevoie de îndrumări suplimentare, nicio problemă. Și ce alte evenimente mai pregătiți pentru viitor? Mai avem un eveniment planificat pentru data de 2 martie, o sesiune deschisă de Q&A, în care vom povesti cu cei de la sitter.ro, o platformă de găsire a bonelor, a personalului care să-ți facă curățenie în casă, care să aibă grijă de bătrâni. Această platformă a fost dezvoltată tot în cadrul programului Innovation Labs, chiar local, și vom discuta cu unul dintre fondatorii acestei platforme ca să putem să ne dăm seama mult mai bine de experiența unui fost participant, să ne dăm seama care sunt provocările, niște sfaturi, tips and tricks, și să avem o imagine cât mai completă a experienței acesteia. Și desigur o să răspundem întrebărilor audienței. Deci acest eveniment este destinat oricărei persoane care vrea să afle mai multe informații despre program, dintr-un motiv sau altul n-a înțeles anumite aspecte sau vrea să fie sigur că a înțeles bine acele aspecte pe care le-a înțeles, și suntem aici pentru voi în data de 2 martie, începând cu ora 18. Rebecca, mulțumim mult pentru informații și să sperăm că va fi un eveniment de succes și veți avea cât mai mulți aplicanți. Îți mulțumesc tare mult din nou pentru invitație și să aveți o zi frumoasă și sperăm și noi că acest eveniment să fie și în acest an un succes pentru, în primul rând, pentru studenții noștri.